Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai cunoscuți părinții bisericii, a cărui liturghie este săvârșită în majoritatea duminicilor de peste an, a avut o viață plină de jertfă și sfințenie, o viață după măsura faimei sale. Sfântul Ioan s-a născut în Antiohia într-o familie nobilă. Mama sa, Antuza, sfântă și ea, și-a pierdut soțul pe când avea doar 20 de ani, iar Ioan era doar un copil. A primit o educație deosebită, a învățat filosofie de la Andragathios și retorică de la unul dintre cei mai mari retori ai Antichității, anume Libanius. Dedicat iubirii de Dumnezeu și viețuirea ascetice, Ioan a fost atras de viața monastică. Singurul lucru care l-a ținut să nu părăsească lumea a fost propria sa mamă, care l-a rugat să nu o lase văduvă a doua oară. Cu toate acestea a dus viață ca de monah, având inclusiv perioade în care se retrăgea în asprimea pustiei. A fost rotunit diacon în Antiohia în anul 381 de către patriarhul Meleti, iar apoi, în 386, a fost rotunit preot de către patriarhul Flavian. A avut, între altele, și datoria de a predica în principala biserică a cetății și a făcut aceasta cu mult zel și dedicație în următorii ani ai vieții sale. Din această perioadă datează cele mai frumoase omilii ale sale. La moartea patriarhului Nectarie al Constantinopolului s-a decis, în ciuda voinței lui Ioan, ca el să fie următorul patriarh. A fost hirotonit episcop în anul 398. Ajuns în capitală, a adus cu sine și viața sa austeră și smerită, pe care nu a încetat niciodată să o ducă. A criticat luxul imperial, a renunțat la veniturile sale, preferind să slujească aproapele. Comportamentul său a atras antipatiile casei imperiale. O judecată fabricată i-a adus condamnarea la exil, care nu a putut fi pusă în practică datorită mulțimii din cetate ce i-a luat apărarea. Va fi ulterior iarăși condamnat și își va sfârși viața în exil în anul 407. A fost supranumit Gură de Aur pentru predicile sale deosebite. De la Sfântul Ioan se păstrează nenumărate scrieri în care ne apropie de înțelesurile tainice ale Sfintei Scripturii.